vechi niciodată? Nu ți se pare interesant că există un Dumnezeu care se bagă în haine? Nu vi se pare, biserică Elim, interesant că Dumnezeu se bagă în fibra și în țesătura unor haine care sunt pe evrei și pur și simplu nu se uzează niciodată, ani și ani? Nu vi se pare că Dumnezeu ăsta este atât de aproape de noi, că se implică atât de amănunt în viețile noastre, că puteți să-i vedeți puterea? Nu vi se pare că se ridică oamenii ăștia aici în biserică nouă, care ne temem că s-ar putea să ne prăbușim economic și s-ar putea după asta, cei mai, din păcate vă spun asta, unii dintre cei mai mari protagoniști al popularității teoretice și aruncării îndoielii peste tot, sunt de multe ori oamenii religioși din bisericile noastre, zice, urmează criza economică, urmează un dezastru. Profeții aceștia sunt mulți printre noi. Dar care este treaba ta? Crezi că Dumnezeu n-a îngrijit de noi până astăzi? N-am umblat noi desculți când am fost mici? N-am trăit noi prin case de pământ? N-am dormit noi pe perne cu paie? Întrebați oamenii bătrâni care sunt aici. Eu am prins și eu o bucățică din asta. Stimați tineri, în niște perne cu paie, că ieșea câteodată cât un paie de la care n-a fost cel mai blând, ieșea în perne și ne înțepa și salteau, era acolo. Și uneori erau vietățile astea, care le știți și dumneavoastră, nu? Păduchii, și știu că se dădea cu petrol prin casă și intram și ne culcam, nu în lumânări de un milion și ceva, nu? Cum sunt azi pe piață. Nu în difuzere de tot felul de mirosuri, de lămâie, de lavanda și așa mai departe. N-am avut difuzere din astea să meargă cu sute de ori în cameră și nu știm ce miros să schimbăm în fiecare seară. Se stropea cu petrol și acolo adormeam, de acolo se prezentea Dumnezeu, pentru că pe Dumnezeu nu l-a oprit petrolul și nu l-a oprit nici lumânările, nici bunăstarea, nici sărăcia. Îl va opri doar necredința mea și frământarea mea în pat până dimineața. Că ce se va întâmpla cu firma, că ce se va întâmpla cu noi? Vom avea haine, vom avea pâine, vom mai trăi. Va veni noua tulpină, nu va veni, câte vor veni. Dar Hristos nu mai are loc în casa noastră, Hristos nu mai are în mintea noastră loc, Hristos nu mai are în inima noastră. Nu mai putem să motivăm pe nimeni, pentru că noi înșine suntem prăbușiți. În această zi îi zice Domnul prin Duhul Sfânt, ridicați-vă ochii în sus, ridicați-vă ochii înspre cer, e un nor mare de martori. Sunt mii și mii de oameni care nu li s-a învechit haina. Poate Duhul Sfânt să vă motiveze azi să mergeți înainte? Poate? Poate sau nu poate? Pentru ce spui tu că ești gata? Pentru ce spui dumneata că ești terminată și ești terminat? Pentru ce spuneți unii mult mai tineri care sunteți aici în biserică, nu mai mă pot ridica? Una din problemele generației voastre este fraza asta, e gata, s-a terminat. Nu mai sunt luptător, nu mai sunt luptătoare, v-ați blazat înainte de vreme, ați renunțat la bătălia vieții, ați renunțat la niște perspective fantastice pe care Dumnezeu le are pentru voi, v-ați închis în propria dumneavoastră carapace, băieți și fete, bărbați și femei, tați și mame. A revenit doar la biserică, dar nu mai aveți nicio perspectivă în mintea voastră. Nu mai aveți nicio așteptare de la Dumnezeu. Nu mai reușiți să visați nimic. Duhul Sfânt vă taie calea astăzi aici în Timișoara. Ieșiți din carapacea asta. Ieșiți dintre zidurile astea. Dumnezeul vostru este viu. Dumnezeul vostru este pe tron. Nici măcar n-ați gustat nimic din ce Dumnezeu a pregătit. Nu sunteți terminați. Nu există oameni terminați. Nu există sfinți terminați. Nu există nimeni, ci doar cei care acceptă minciunea și înșelăciunea mentală a ființei tale. Nu e vorba de simțuri aici. Am zis de multe ori că și Avram se simțea gata și Sara a început să râdă de perspectivele lui Dumnezeu. Dar cel care se ridică pe tron astăzi este Dumnezeu. El n-are nevoie de puterea mea. Cu ani în urmă, și nevasta mea este aici și știe, când alergam atunci pe la 35 de ani spre 40 zi și noapte, am zis, trag cât pot și pe la 55 de ani mă retrag. Când m-am uitat la textul ăsta, Dumnezeu mi-a zis, ai glume în program, nu există retragere. Tu trebuie să mergi până la capăt. Nu știu unde e capătul. Și asta devine interesant. Nu știu unde e capătul, dar până la capăt vreau să merg cu el. Și câteodată e bine să te simți aproape mort. Câteodată chiar e grozav să te simți că nu mai ai putere în tine. Că atunci primești putere să zămizlești idei, minuni, miracole, predici, cântări. Unde suntem azi? Mai avem putere să zămizlim? Noi nu. Dar Duhul Sfânt are.
Duhul Sfânt are, nu vă plafonați, nu vă blocați, nu vă rutinați, nu lăsați lucrurile astea să vă înghesuie la colți. Deasupra dumneavoastră și a mea e un nor și nu e mic, e mare, e foarte mare. Toți ăștia nu sunt niște elitiști și filozofi, sunt niște martori care pur și simplu au trăit niște minuni cu Dumnezeu și care stau în fața dumneavoastră și a mea ca niște făclii apense. Ăștia au fost ei, dar lângă ei ne ridicăm și noi astăzi și spunem: Doamne, ne uităm înspre Tine și înspre cer și nu vrem să ne pierdem inima și nu vrem să cădem de oboseală. Încă nu ne-am potrivit până la capăt. Și atunci ce să facem? Dați la o parte orice piedică. Și Duhul Sfânt v-a vorbit și mi-a vorbit clar pe față dimineața asta. De aceea vă las în mâna lui Dumnezeu și în harul Lui. Vă iubesc și vă prețuiesc din toată inima și vreau să vă spun un singur lucru. Ne întâlnim pe traseu. Amin? Binecuvântat să fie numele Domnului. Dă la o parte piedica asta, dă la o parte îndoiala, dă la o parte frica, biserică Elim, dați la o parte asta, dați la o parte situațiile în care nu mai există nicio ieșire. Nu există să n-ai ieșire. Iisus Hristos este ușa, Iisus Hristos este poarta. Nu va apuca și nu va cuprins nicio ispită care să nu fie fost potrivită cu puterea omenească. Și împreună cu ispita, cu problemele și luptele, Dumnezeu a pregătit și mijlocul dinainte să ieșiți din ea, ca să o puteți răbda. Lăudați să fie Dumnezeu. Nu vă pierdeți inima. Nu cădeți în sufletele voastre. Ridicați-vă în inimile voastre și spuneți: Iisus Hristos este Domnul. Iisus Hristos este Domnul. Aleluia. Duhul Sfânt să mișcă aici în adunare. Duhul Sfânt a venit să te motiveze. Duhul Sfânt a venit să-ți ridice. Duhul Sfânt a venit să-ți ceară. Dă la o parte piedica. Dă la o parte îngrijorarea. Dă la o parte frica. Dă la o parte Marea Roșie. Dă la o parte întrebările. El este pe tron. Aleluia. Deci viziunea noastră nu este să vă spunem când îi se desumflă piciorul drept care mă doare și pe mine sau umărul. Problema noastră este să spunem că Dumnezeu este viu, că Iisus Hristos este Domnul, că Domnul iartă de păcate, că Domnul își pregătește biserica pentru răpire și spuneți toată adunarea amin. Problema noastră este să vă spunem să nu iubiți lumea, să vă desprindeți de lucrurile lumii dumneavoastră și cu mine. Problema noastră este să fim martori ai învierii, ai morții și învierii lui Iisus până la capăt. Problema noastră nu este să întrebăm de ce Dumnezeu îngăduie să moare Ștefan cu pietre. Problema noastră nu este să întrebăm pe Dumnezeu de ce îngăduie una și alta. Problema noastră este că trebuie să ne ridicăm ochii în sus. Aleluia! Să vedem cerul deschis și pe Iisus Hristos stând în picioare la dreapta Tatălui. Aleluia! Aleluia! Problema noastră este să le spunem copiilor noștri că așteptăm o cetate tare a cărui meșter este ziditor. Problema noastră este să alergăm înainte. Problema noastră este să fim plini de Duhul Sfânt. Problema noastră este să avem ulei în candelă. Problema noastră este să strigăm în gura mare: mântuiți-vă din mijlocul acestui neam păcătos! Aleluia! Aleluia! De dacă vreți să facem colocvii și conferințe despre vaccin și virus, dacă vrem să facem discuții interminabile despre problema asta, putem să facem. Dar s-ar putea să pierdem ceva care este esențial pentru noi și biserică. Știu, nu suntem în necunoștință de planurile diavolului, dar nu ne temem de ele. Pentru cel care zădărnicește ori plan al diavolului este Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Noi ne-am făcut părtași firii Dumnezeu și puneți toată adunarea amin. Noi suntem plini de Duhul lui Dumnezeu. Noi suntem cei care nu trăim în întuneric, noi trăim în lumină, aleluia. Noi nu ne potignim, noi suntem fiii zilei, aleluia. Și Duhul Sfânt descopere planurile ascunse ale diavolului, pentru că tot timpul în istorie a făcut așa. Lăudați să fie numele Domnului. Nu puneți întrebări, mergeți înainte. Cel care deschide porți, cel care deschide uși, este Hristos Domnul, aleluia.